Numele meu este Savina Neșoara, am 36 de ani și locuiesc în comuna Dobrogei, stat Fundeni. Are TSA, tulburare de spectru autist. Are, cum să vă spun, niște chestii din autism. Nu știu cum să vă spun, el avea o problemă, adică în sensul că nu se uita la noi, nu vorbea. În prima parte am crezut că nu aude bine. I-am fost la 3 doctori, oriliști cu el, și nu era ok auzul lui, și i-am făcut o evaluare și am aflat că are tulburarea aceasta de spectru autist. Și face terapie de aproape 4 ani. Ne venea greu să acceptăm, a fost grea, foarte grea acceptarea. Pot să spun că atunci, cred că o dată zile am plâns într-una. Mă duceam la școală după cel mare și plângeam pe lângă gardurile aia de școală. Eu îndrăgeam să mai intru în curtea școlii. A fost greu pentru că nu știam ce înseamnă. Doctorii n-au știut să răspundă de la ce a făcut. Coordonatorii, când am întrebat ce șanse ne dă pentru el ca să recupereze, a zis că nu poate să ne dea, să ne spună, să ne aproximeze dacă se va recupera sau nu. Greu, a fost greu atunci, e greu și acum. Am acceptat că n-avem ce să facem, ne dăm după el cu toate problemele așa cum sunt, dar e greu. Am trecut prin multe, foarte multe în toți anii ăștia cu el. Am avut perioade în care s-a dat cu capul de toate cele. Alergă foarte mult, nu stă într-un loc. Greu să reușesc să-l țin într-un loc. Mai nou acum lovește, bine, nu e chiar nou, e de vreun an jumate de chiunim așa. Ne zgârie, ne ciupește. Trebuie să-i dau atenție tot timpul, să fac cu el terapie, inclusiv și eu acasă, nu doar ce se face la centru de terapie. Tratament, în funcție de ce ne recomandă medicul psihiatru, a fost ceva nou și pentru mine terapia, adică am aflat că are TSA-ul și nu știam ce înseamnă, dar nu, la început atunci chiar nu știam nimic și a fost greu pentru că a fost greu până am acceptat că are TSA și apoi să încep să învăț și eu de la terapeut și trebuie să fac cu el acasă, cum trebuie să mă compor cu el. Tot ce am trecut în anii ăștia, totul a fost greu, nu a fost nimic ușor. Nu pot să spun că a fost ceva ușor. Chiar nu pot să spun, pentru că totul a fost nou. Eu nu mai am o viață normală, nici nu mai țin minte cum e să ai o viață normală. Nu mai putem să mai plecăm la nimeni. A avut perioade când nu vrea nici măcar să intre la cineva în curte, adică era speriat de orice clădire, de ne era teamă să plecăm în vacanțe. Acum, abia anul ăsta, a început să plecăm așa cu el, să accepte cât de cât. S-a schimbat tot, ce pot să vă spun, că nu, viața noastră nu mai este cum era. Nu mai avem liniștea care aveam în suflet, în minte, toate grijile care le avem și toate. Prin aplicație a fost super. Oameni, vreau să spun că eu pe Dani l-am tuns prima dată prin aplicația Magic Help. Am fost la frizer prima dată prin aplicația Magic Help. Și a fost foarte drăguță doamna frizeriță cu el. A avut răbdare și așa am reușit să-l tundem prima dată pe Dani. Am fost la stomatolog. Ce pot să spun? Chiar recomand Magic Help, pentru că și eu, ca să spun așa, când am aflat de Magic Help prima dată, în prima fază m-am gândit că poate nu mă încadrez acolo, nu o să reușim să luăm, să fim până aplicația Magic Help. Și am reușit și a fost ok. Chiar e super ok, chiar folosesc aplicația și chiar o recomand. Să știți că sunt zile în care mi-e greu, pentru că sunt și eu om. Și ce să vă spun, plâng că de mult pot și pe aia mă uit la copilul meu și simt că îmi vine puterea să pot să merg mai departe, să fiu alături de el în fiecare zi, iar și iar și iar și o luăm de la capăt mereu de fiecare dată. Și da, asta chiar recomand Magic Help-ul și să nu le fie teamă, chiar să aplice acolo, că e ok și o să-i ajute, nu o să mai aibă teama asta că mă duc undeva și poate nu mă primește copilul.